Am vrut să merg la Chianti pentru că mi-a recomandat un prieten, plus că nu am avut în altă parte unde să merg, pentru că aproape în toate locurile se cerea să fim majori, deci altfel. Și am fost acolo. La început am zis că nu o să fie chiar cine știe ce muncă foarte obositoare, adică. Și când am fost acolo și am fost gen de la 11, aproape amiază, până la ora 7 dimineață, am lucrat în continuu, cu pauze, gen înainte de să înceapă nunta propriu-zis, am avut pauze de vreo 2 ore, dar în timpul ăla tot mai curățam pahare, făceam ce trebuia făcut acolo. A început nunta, noi am început să lucrăm, să pregătim. Am avut o singură pauză pe la ora 12 noaptea, 1, o pauză de un sfert de oră pe rând. Fiecare avea pauza lui. Și spre sfârșit, tot așa, am curățat tot, am pregătit, eram obosiți toți. Și la ora 7 s-a cam terminat tot și am mai stat acolo la terasă și ne-am odihnit. Păi eu mi-am propus să covar înainte să îmi găsesc un loc de muncă, să îmi câștig propriul meu ban și fiindcă în alte părți nu am găsit pentru că cerințele era să fiu major, am ajuns să lucrez la Chianti. Așa, cum ți s-au părut condițiile acestea impuse? Vi s-a spus de la început ce sumă veți primi, care sunt obligațiile voastre? Nu. Nu ni s-a propus. Mă interesează în toată această perioadă dacă vi s-a asigurat masă. Ni s-au asigurat masă. Masă din un meniu oarecare sau din ceea ce se debarasa la mese? Un meniu oarecare. Deci nu din ceea ce se debarasa la Nu. mese, nu? V-a dat separat pentru voi mâncare? Da. Că eu am înțeles că totuși din ceea ce se debarasa la mese vi s-a dat vouă mâncarea. Nu. Asta doar dacă ne mai era un pic foame, când debarasa mesele, mai stăteam acolo, farfurile care erau mai pline de acolo mâncam. Aha. De ce ați anunțat totuși să vă mai duceți? Și mă interesează cam câți copii ca voi erau acolo. Deci, concomitent, am înțeles că se desfășurau 3 nunți, da? Da. Așa Cam în și... jur de vreo 20 sunt, nu, sunt în jur de vreo 15 de aceeași vârstă ca noi, parcă. 15 copii și toți ceilalți au părăsit sau ceilalți au acceptat în continuare să lucreze. Din câte am mai lucrat eu pe acolo, o mai renunțat în timp. Da. Și așa, dar pentru banii aceștia pe care voi i-ați primit, așa foarte puțin cât sunt, ați semnat undeva? Nu. Aha. Ce se întâmpla, adică dacă vi s-a pus în vedere că eventuale pahare sau veselă sau se spartă, vi se impută? Nu ne s-a zis. S-o mai spar pahale, dar nu ne s-o tăia din bani. Deci nu s-au tăiat din bani, dar voi ați spus că un coleg de-a vostru a scăpat o navetă și vă... Mai de mult înainte să fim noi, mi-a zis o prietenă, acum nu știu cât de sigură este ce mi-a zis ea, așa mi-a zis că pur și simplu cineva, un angajat, a spart, pur și simplu a căzut pe scări și a alunecat și a spart foarte multe farfurii și i-a tăiat din salariu. Aici rămâne de discutat. Da. A fost o experiență pentru voi și mai doriți să o repetați de acest gen sau ați abandonat? Din ce motive ați abandonat? Păi am abandonat din cauza că nu putem să ținem pasul, este foarte greu, este obositor pentru 20-21 de ore de muncă, ca apoi în câteva ore să venim iarăși, gen după 5 ore, Așa. 5-6, 5-6 ore. da. Așa. Mai aveți cunoștință și de alți colegi ai voștri care lucrează la alte restaurante și dacă ei pățesc același lucru?
Nu. Nu? Deci nu mai aici. De fapt, am impresia că se mai primesc minori undeva. În Roma v-ați mai interesat? M-am mai interesat eu, dar nu. Minor nu. Deci nicăieri nu se mai primesc elevi și studenți. Voi știați că firma aceasta care primește studenți și elevi este subvenționată de stat? Aveați cunoștință de faptul ăsta? Nu. Nu. Și nu v-a pus niciun semn de întrebare faptul că pentru atât de puțin bani sunteți obligați să munceți atâtea ore? Nu. Noi nu știam că o să muncim chiar atât de mult. Credeam că o să venim gen de la ora 5-6 doar pentru nuntă, pentru evenimentul respectiv. Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu telefoanele mobile, de ce v-au fost toate, ca nu cumva să înregistrați voi sau să fotografiați ceva? Nu știm exact de cine s-au luat. Unii dintre noi zicem că bănuim că doar ca să nu pierdem timpul în loc să facem treabă. Asta rămâne de văzut. De exemplu, când am fost eu, de obicei mi s-a spus că telefoanele se iau doar când începe nunta, pe la vreo 5-6. Când am fost eu la eveniment, mi s-a luat telefonul de la ora 1. Ca să nu filmez, nu? Ca să nu filmez, probabil, nu? Asta nu știu exact. Dacă să nu filmez sau... Da, și voi ați accepta condiția asta de a preda telefonul? Da. De ce? Vi s-a părut normal? Nu, dar că am în vedere că toți au dat telefoanele și noi dacă nu dădeam telefoanele și au discuții și